Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus.ul pe I. În această după-amiază, invitata mea este domnișoara Denisa Nicu, reprezentantul Societății de Salubritate. Bună ziua, Denisa, și bine ai revenit în studioul Campus TV. Bine te-am regăsit. Cu mare drag, astăzi am participat împreună la o nouă acțiune a Societății de Salubritate. Este vorba despre extinderea campaniei Pubela Moaro de această dată în cartierul Mihai Viteazu. Aș vrea să reamintim buzoienilor pe scurt de ce a fost nevoie de o astfel de campanie și care este scopul final. După cum bine știți, noi am început din anul 2014 cu acea campanie de colectare selectivă denumită Sacul Galben. În demersurile noastre de implementare a acestei colectări selective la nivelul întregului municipiu Buzău, am considerat necesară extinderea acestui demers de la reciclabile la vegetale, pentru că am observat pe teren, în urma deplasărilor pe teren și a experienței noastre din teren, că există perioade destul de lungi în care se generează cantități destul de mari de astfel de deșeuri care ajungeau la stația de sortare, motiv pentru care am considerat că se impune un nou recipient pentru depozitarea acestor deșeuri, eliminându-se astfel trecerea pe banda de sortare a acestor deșeuri vegetale și biodegradabile. Demersul nostru vine în completarea celui pe care l-am făcut inițial cu privire la deșeurile reciclabile și face parte din obiectivul nostru de a reduce acele cantități depozitate la groapa de gunoi și de creșterea gradului de valorificare a deșeurilor pe care populația le generează în momentul de față. Deci nu este o perioadă tranzitorie, să spunem așa, o perioadă în care cetățenii vor selecta o perioadă în aceste pubele, după care se va implementa un alt proiect. Nu, odată implementat, este bun rămas, iar oamenii vor trebui să respecte modul de selectare a deșeurilor. Cu siguranță așa se va întâmpla. Demersul nostru nu este unul temporar. Ceea ce a fost înaintea pubelei Maro, putem să spunem că a fost un demers temporar și fac referire la modalitatea de depozitare separată a deșeurilor vegetale lângă pubela neagră, până în momentul în care au fost livrate aceste pubele Maro. Am putea spune că i-am învățat oarecum pe cetățenii care locuiesc la case și generează astfel de deșeuri să le depoziteze separat, iar în momentul în care pubela Maro a ajuns deja la ei, deja și-au însușit acest procedeu de depozitare separată, iar pubela Maro nu vine decât să le ofere suportul pentru depozitarea acestor tipuri de deșeuri. Noi am constatat că a fost binevenită și informarea noastră în prealabil și că acele deșeuri care înainte erau depozitate lângă pubela neagră, acum vor fi depozitate în pubela Maro. Noi spunem că deja lucrurile intră pe făgașul normal, iar acum lipsa decât un recipient în care să depoziteze, obiceiul fiind deja însușit de, spunem noi, marea majoritate. Până acum, pentru că a fost demarată în luna februarie această campanie, da, dacă nu mă înșel, au fost introduse în program cartierul Nicolae Titulescu, cartierul Poștă, iar astăzi a început distribuirea acestor pubele în cartierul Mihai Viteazu. Ce urmează? Noi avem un plan să ne extindem cu această pubelă Maro la toate zonele de case, pentru că știm foarte bine, aceasta este doar o mică parte din cartierele de case existente în municipiul Buzău, dar acest lucru, l-am mai spus și îl vom repeta de fiecare dată, nu se poate realiza decât etapizat, este imposibil de ajuns la toată lumea în aceeași zi, motiv pentru care dorim să facem această distribuire într-un mod organizat, civilizat, cu o informare în prealabil, astfel încât munca noastră să nu fie în zadar, iar în momentul în care ne deplasăm pe teren, oamenii să aibă la cunoștință atât ziua de distribuire, ziua de colectare, ce trebuie să pună în pubelă, urmând ca în săptămâna următoare sau cea care vine după această distribuire, pubela Maro deja să intre în, să fie folosită, iar cetățenii să își atribuie această metodă de colectare separată a deșeurilor
deșeurilor vegetale. Ca buzonii noștri să știe cât mai bine, această pubelă se distribuie gratuit, însă înțeleg că nu o primești cei care au datorii către Societatea de Salubritate. Da, toate recipientele pe care noi le-am pus la dispoziție, și aici mă refer atât la pubele negre cât și saș galben și acum mai nou pubelele maro, sunt distribuite cu titlul gratuit, deci în custodia utilizatorului. Într-adevăr, am ținut cont de existența unui contract de salubritate, pentru că, din păcate, constatăm încă și acum că există gospodării care nu dețin un contract de salubritate cu operatorul licențiat în speță curier ecologic pentru municipiul Buzău, sau care au serviciul sistat pentru neplată, și aici de fiecare dată venim cu controle pe teren și atragem atenția asupra modului în care sunt depozitate aceste deșeuri. Ne întrebăm unde ajung ele, dacă un contract nu există, serviciul este sistat, dar totuși gospodăriile respective generează deșeuri, gunoi. Oare unde ajung? Noi considerăm că este o măsură prin care îi determinăm să se civilizeze, întrucât ca operator de salubritate nu dispunem de pârghiile legale de a-i constrânge, doar prin sesizările pe care le facem și noi către primăria sau poliția locală. Și, într-adevăr, am ținut cont de acest aspect în ideea în care reușim oarecum să-i mobilizăm să intre în ritm cu ceilalți vecini. În acest moment avem pubela neagră, bine cunoscută, sacul maro, campanie deja implementată la nivelul municipiului Buzău. Sacul galben, avem deja, îl știe toată lumea, spre mulțumirea și bucuria noastră. O să mai vorbim și despre sacul galben, pentru că și aici mai sunt câteodată probleme, pentru că vorbim despre un serviciu care se adresează oamenilor, iar când lucrez cu oamenii e ceva mai dificil. Iar acum pubela maro. Mai urmează și altceva? Noi avem un plan să schimbăm oarecum ritmul de colectare, așa cum se întâmplă și în alte orașe sau în alte țări, cu o ritmicitate de o dată la două săptămâni, pentru că odată depozitate separat scade foarte mult cantitatea de deșeu menajer, spre exemplu, și atunci o pubelă de 240 de litri pentru o gospodărie care are 3-4 membri nu-și mai găsește utilitatea sau nu mai poate fi folosită la capacitate maximă atât timp cât colectarea selectivă se face ca la carte în cele trei tipuri de recipiente. Avem în vedere, deci, să facem colectarea undeva la două săptămâni, ținând cont de această colectare separată cu cei trei recipienți. De asemenea, este probabil ca acest sac galben să fie înlocuit cu o pubelă galbenă, dar deocamdată mergem pe sistemul de sac galben, care din punctul nostru de vedere funcționează foarte bine în zonele de case, cu rezerva și cu bătălia pe care o dăm cu asociațiile de proprietari în încercarea de a găsi cele mai bune soluții pentru acestea. Pun această întrebare pentru că astăzi, în momentul în care am fost împreună în cartierul Mihai Viteazu, existau cetățeni care salutau decizia Societății de Salubritate de a da această, de a oferi această pubelă maro, însă erau foarte puțini și cei care spuneau că n-ar prea mai avea loc pentru această pubelă, însă este extrem de utilă. Ne-am întâlnit și noi cu astfel de situații în care clienții sau utilizatorii serviciului de salubritate ne-au spus că fie nu au loc de depozitare a unei alte pubele în curtea lor, fie că nu au spațiu foarte mult verde și atunci nu prea au ce să genereze. Ideea este în felul următor. Aceste pubele nu sunt date doar pentru cei care generează cantități foarte mari, pentru că este evident că aceste cantități diferă de la gospodărie la gospodărie în funcție de consumul lor. Știm foarte bine de venituri, cu cât este venitul mai mare și consumul și nevoile sunt mai mari. În ceea ce privește deșeurile vegetale, aici, într-adevăr, cei care au un spațiu verde mai mare, evident că vor genera mai mult, o cantitate mai mare de astfel de deșeuri. Ideea este următoarea. Indiferent de cantitatea pe care fiecare gospodărie o generează, este important ca aceasta să fie selectată. Chiar dacă le spun pe teren, aveți un sfert de pubelă neagră, un sfert să fie corect, chiar dacă depozitate, chiar dacă aveți doar atât și până acum aveați jumătate, și dacă aveți un sfert de vegetal, să-l puneți la vegetal, pentru că există grafice și mașini separate, iar dacă va exista un sfert de menajer cu jumătate de vegetal și alt sfert de reciclabil, cu siguranță va rămâne cu pubela la poartă. Deci, indiferent de cantitatea pe care ei o generează, trebuie pus separat. În ceea ce privește spațiul de depozitare, aici a pubelei, a recipientului respectiv, fiecare va trebui să se gospodărească, pentru că
nu avem nici dreptul și nici nu putem să intervenim. Fiecare se gospodărește acasă, decide unde să-și pună pubela, cum este mai comod să o folosească. Ideea este ca în momentul în care este zi de colectare, colectarea și depozitarea să se facă în mod corect. Rămâne la latitudinea fiecăruia cum își depozitează și cum se gospodărește. În calitate de operator de salubritate, ne interesează ca această colectare să fie realizată în mod corect și ca toate investițiile și demersurile noastre să nu fie în zadar, adică să nu ne ducem cu mașina și să vedem că gunoiul nu este depozitat corespunzător și atunci trecem mai departe și o să ne spună, păi știți, nu ne-ați luat din pubelă. Păi de ce? Păi aveam și reciclabil, aveam și vegetal în condițiile în care le-am pus la dispoziție toate instrumentele necesare. Depinde de ei ca această colectare să se realizeze corespunzător și până la urmă să scape de gunoiul pe care ei îl fac în casă. Încă o dată, ca să punctăm foarte bine, pubelele care au conținut necorespunzător vor primi un apțipild, da, cu roșu pe care scrie... Exact, conținut necorespunzător, în ideea de a avertiza pe viitor că dacă vor continua să facă același procedeu de amestecare a deșeurilor, vor rămâne cu pubela acolo. Eu sper ca data următoare să nu mai fie cazul și să ia la cunoștință cele semnalate de noi. Asta este și motivul pentru care punem acele atenționări. Eu sper să dea roade și ca dacă se întâmplă o dată, a doua oară să nu se mai întâmple. Da, am văzut de asemenea astăzi că oamenii deja și-au însușit informațiile primite din partea reprezentanților societății de salubritate, sunt mulțumiți, sunt însă în continuare oameni care așteaptă totuși ceva în schimbul faptului că fac acest lucru, că la ei în curte, la ei în gospodărie selectează deșeurile și au la dispoziție toate mijloacele necesare. Chiar astăzi am avut, ați fost și voi prezenți la discuția cu respectivul domn de pe strada depoului din cartierul Mihai Viteazu, care ne spunea foarte supărat că de ce trebuie să facă el pentru noi sau pentru altcineva această colectare, că înainte le punea pe toate și se luau așa. Ei bine, înainte a fost înainte, astăzi este astăzi și de astăzi va trebui să facem lucrurile altfel. Orice schimbare este privită cu reticență și nu îi condamn pe cei care se exprimă așa că fac pentru noi, pentru că nu cunosc legea și până la urmă nici noi nu știm toate legile din țara asta, nu este datoria noastră până la urmă să știm toate legile, dar noi suntem aici ca să informăm și să le spunem că obligația de a colecta separat și a depozita în același timp separat le revine atât lor ca și persoane fizice cât și nouă. Orice operator de salubritate este obligat potrivit legii să colecteze separat, să asigure infrastructură pentru colectare separată. Dacă vorbim despre obligativitate, atunci când există două părți implicate, este important ca drepturile și obligațiile să fie de ambele părți. Noi suntem acolo să le spunem că obligația este și a lor, nu doar a noastră și că nu putem să avem așteptări numai de o parte. Eu sper că se vor obișnui cu această colectare separată și vor înțelege că a depozita separat nu înseamnă un efort, ci înseamnă o responsabilitate față de mediul în care trăim, față de noi, față de viața pe care o avem și dacă vreți, abia în ultimă instanță este o obligație prevăzută de lege, o obligație pe care dacă nu o respectăm vom fi amendați, dar eu aș vrea în primul rând să gândim din acest punct de vedere al mediului în care trăim și să gândim că orice acțiune a noastră poate avea un impact asupra mediului, fie ea pozitivă sau negativă, fiecare dintre noi va decide și va suporta consecințele. În această perioadă, până pe 14 iunie, dacă nu mă înșel, se va implementa această campanie a pubelei maro în cartierul Mihai Viteazu. Ce se întâmplă sau ce ar trebui să facă buzoienii care nu vor fi acasă în momentul în care va trece angajatul RER-ului împreună cu mașina care distribuie aceste pubele? Noi le-am făcut deja o informare în prealabil tuturor, le-am lăsat în cutia poștală, fie am vorbit direct personal cu ei dacă i-am găsit acasă și i-am înștiințat cu privire la data la care ar trebui să fie acasă pentru a semna acel proces de predare-primire. În condițiile în care aceștia nu sunt acasă, pentru că este evident că nu avem cum să-i găsim pe toți acasă și nici nu-i obligăm, Doamne ferește, să stea acasă pentru noi și să-și ia vreo zi de concediu sau mai știu eu, să-și dea planurile peste cap, i-am înștiințat că pot ridica această pubelă
Mihaela Marot de la garajul nostru, situat în intrarea Vadupașii, exact lângă stația de epurare, împreună să vină cu un act de identitate și acolo ei se va întocmi un proces verbal de predare-primire și va putea să preia pubela. Din păcate, o reîntoarcere pe străzi nu cred că avem cum să facem doar pentru câteva persoane, pentru că, surprinzător, zilele acestea distribuirea a mers foarte bine și doar câțiva utilizatori, câteva contracte nu au putut intra în posesia acestor pubele, dar avem rugămintea, dacă vor să intre în posesia lor, fie să sune la sediu, îi redirecționăm către garajul nostru și de acolo pot lua această pubelă maro. Repet, este foarte important să intre în posesia acestei pubele maro, chiar dacă nu au fost acasă, pentru că vor fi nevoiți să pună deșeurile vegetale în pubela neagră și atunci ne vom reîntâlni cu acea situație în care pubela rămâne la poartă și ni se spune că nu li s-a ridicat gunoiul. Ideea este următoarea: atât timp cât recipienții sunt dați în custodie, nu se plătește nicio taxă pentru ei, nu este niciun cost suplimentar. Eu zic că este păcat să nu intrați în posesia unei astfel de pubele și să nu o folosiți în mod corespunzător, până la urmă tot pentru bunăstarea noastră a tuturor și pentru o colectare eficientă. Am lămurit care este problema pubelei maro. Mi s-a părut extrem de important acest aspect, acest subiect, pentru că am vrut ca buzoienii noștri să primească de la noi cele mai bune informații. După cartierul Mihai Viteazu, ce urmează? Ați stabilit deja sau urmează să stabiliți? Urmează să stabilim. Deocamdată vrem să terminăm până pe 14 iunie procesul de distribuire, să facem și noi o analiză a ceea ce ne-a rămas pe stoc. Persoanele care, din păcate, țin să menționez, avem și persoane care refuză astfel de pubelă maro, mă întreb oare ce-or face cu deșeurile vegetale pe care le generează. Nu contează în ce cantitate, repet. Vă spun eu ce fac, am stat de vorbă cu oamenii, fie le dau foc în spatele curții, fie... Măcar de l-ar face compost și ar face îngrășământ natural pentru ce au în spatele curții, dacă au o mică grădină, mai bine l-ar folosi așa decât să dea foc, că nu este tocmai în regulă. Adică ar fi bine să nu mai spună prin jur că dau foc, că există autorități care se pot sesiza în acest sens și... Nu înțeleg de ce am face o asemenea operațiune când am putea să facem ceva benefic cu ele. Adică dacă tot nu le dai separat operatorului, măcar ai putea să-ți faci compost în spatele curții și ești mult mai câștigat. Și în felul ăsta nu te pui nici în pericol, nici pe tine, nici vecinii, nu se degajă nici mirosul acela insuportabil. Însă să sperăm că ușor, ușor buzoienii vor începe să înțeleagă că nu pentru cineva anume fac ceea ce fac și reciclează și separă gunoiul așa cum ar trebui, ci pentru noi ca și societate. Sacul galben am văzut că a prins foarte bine la nivelul municipiului Buzău. În continuare sunt probleme și știu, pentru că am văzut personal cu ochii mei, sunt probleme cu căutătorii în gunoaie, să le spunem așa, le spunem noi. În continuare fură saci, în continuare îi desfac, îi rup, îi scormonesc, lasă și mizerie în urma lor. Până se va găsi o soluție, vom mai vedea. Însă, dincolo de faptul că a prins foarte bine la colectarea selectivă, în continuare, sacul galben mai e folosit și în alte scopuri. Am văzut chiar pe pagina de socializare a societății de salubrizare un cetățean a pus un sac galben într-un geam de mașină care se spărsese. Da, din păcate mai sunt și astfel de situații. Ne amuzăm în primă fază, după care va trebui să luăm măsuri, în ideea în care de fiecare dată când am putut și am identificat locul respectiv, ne-am deplasat la persoana în cauză și i-am explicat că de fapt acel sac este pentru cu totul altceva, pentru că există situații în care vin oameni la noi la sediu, ne solicită saci, ne spun că nu mai iau, deși conform graficelor noastre noi vedem că noi am dat, dar nu prea au dat înapoi cu sacii exact așa cum trebuie și atunci facem niște conexiuni și ne dăm seama că de fapt sacii pe care noi i-am dat au ajuns fie saci pentru depozitarea ierbii din curte, fie în locul geamului de la mașină, fie au legat o pompă de apă, adică buzoienii sunt inventive așa și ei găsesc soluții, adică avem ceva pe aici, nu ne folosește, am putea să-l folosim pentru orice altceva decât pentru ce trebuie.
situațiile nu sunt multe spre bucuria noastră, adică oarecum ne putem amuza până într-un punct. Dacă deja devine o practică, atunci devine problematic și înseamnă că nu conștientizăm că acești saci sunt până la urmă tot pentru binele nostru, că și această colectare selectivă se răsfrânge asupra sănătății noastre. Pozitiv sau negativ, în funcție de cum alegem. Vom posta de fiecare dată astfel de situații, nu neapărat pentru a-i jigni pe cei care fac acest lucru, ci pentru a arăta cu degetul de fapt un comportament inadecvat și sperăm noi că la vederea unor astfel de postări, cei care sunt în cauză să se simtă oarecum stingeri, iar următoarea dată să renunțe la mai folosi sacul în alte scopuri. Am văzut însă și fotografii foarte frumoase în care subiectii principali sunt copiii. O să vorbim și despre acest lucru, dar înainte de asta vreau să preluăm un telefon. Alo, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Păi, vreau să comentez și eu puțin despre sacul ăsta galben. Vă ascultăm! Păi, e frumos când se zice că sacul galben e în ajutorul populației, dar peste tot în oraș se văd, la colțuri de stradă, saci galben și nu numai galben, strânși și neridicați și scormoniți, așa cum spunea și dumneavoastră, de această etnie romă care bântuie tot orașul ăsta și cu căruțe și cu niște cărucioare din astea care maldere de sticle le transportă de colo-colo, în loc carerul să facă recipiente pentru strângerea acestor gunoaie reciclabile separat la fiecare rampă de gunoi. Zâmbesc? Știți de ce zâmbesc? Numai puțin. Sunt foarte puține rampe de gunoi care au acest pachet de reciclabile separat. Pentru că oamenii care lucrează la RER sunt și oameni mai simpli și oameni cu rudenie în rândul romilor și le favorizează această situație. Trebuie să luați în considerație treaba asta și să cunoaște în conducerea RER-ului, pentru că angajații sunt de o factură, așa cum am spus mai înainte, și au grad de rudenie și acești oameni, e adevărat că e singura lor, poate nu singura, dar poate și una din sursele de venit pentru familia lor reciclabilă, dar RER-ul trebuie să organizeze această strângere de gunoaie și să fie prezent pe lângă rampele de gunoi, nu numai la ridicare, ci să și întrețină această ordine și curățenie pentru astea și să ia măsuri ca oamenii să fie siguri că nu mai se răspândește gunoiul. Și trebuie să cu poliția locală, cu primăria, să ia măsuri ca să fie sancționați cei care nu respectă curățenia la rampele de gunoi și așa aduc alimente și mâncare pentru pisici și câini care sunt purtători de microbi și sunt neîngrijiți de nimeni aceste animale. Atât. Bun. Vă mulțumim tare mult pentru intervenția noastră. Punctual o să o rog pe invitata mea să răspundă, însă vreau să punctez eu un prim aspect. Zâmbeam în momentul intervenției pentru că domnul care a intervenit mi-a desființat un punct important pe care eu îl planificasem pentru cea de-a doua parte a emisiunii, însă pentru că e vorba despre telespectatorii noștri, este musai să răspundem. Deci, primul punct sesizat este cel al sacilor din colțurile străzilor. Da, telespectatorul făcea cu siguranță referire la acei saci proveniți de la Departamentul de Salubrizare Stradală, care erau până în momentul de față depozitați în niște puncte stabilite de către noi, astfel încât să poată fi colectați de către mașinile noastre. Vorbeam mai devreme despre subiectul pe care vreau să-l dezbatem în partea a doua emisiunii. Ei bine, este vorba despre acele containere, acum amplasate fie pe lângă platforme, fie în spații de unde se poate ridica deșeul, fie stradal, fie reciclabil. Prin urmare, o să avem niște containere, de fapt sunt deja pe domeniul public, containere pentru departamentul stradal,
nu o să mai există acei saci puși la colț de stradă, așa cum menționa domnul, ci o să fie depozitați direct în acești doi recipienți, unul pentru deșeurile rezultate din măturatul străzilor, celălalt recipient pentru sacii galbeni, un plus cu deșeurile depozitate în coșurile stradale sau reciclabile aruncate din nefericire pe stradă sau direct pe domeniul public. Deci problema acestor saci s-a rezolvat. Așa cum am spus și inițial când au apărut acești saci, am spus că ne vom plia și dacă vor exista probleme vom căuta soluții. Ei bine, am căutat soluții, noi spunem că asta este o soluție foarte bună sau cel puțin mai bună decât cea anterioară. Aceste două containere de 1,1 metri cub sunt inscripționate, au acces la ele numai angajații RER, deci numai lucrătorii stradali. Ele sunt încuiate cu lacăt pentru a evita orice scormonire sau mizerie pe lângă ele. Nu garantăm că vor exista locuitori din zonă care vor pune un sac pe lângă și atunci nu o să mai fie vina noastră că în momentul T nu ne aflăm acolo și persoana respectivă a venit și a pus și a făcut mizerie pe lângă containere. Important este că vor fi aceste containere în locurile de pe domeniul public, la ele au acces doar angajații RER, iar acolo vor fi depozitați sacii rezultați din această activitate. Și în acest fel au dispărut și sacii despre care s-a tot vorbit atât de contestați în ultima perioadă. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua să discutăm despre alte două aspecte sesizate de telespectatorul nostru mai devreme prin telefon, dar și alte subiecte interesante.